Din ceea ce a vorbit anterior, Pitoi rezultă că în spatele acestei strategii se vede un fir roșu care putem identifica pe diavol. Părintele a venit și ne-a dat soluția de luptă și a venit sfințenia noastră. Bineînțeles, noi trebuie să iubim pe vrăjmașii noștri, dar trebuie să facem o diferențiere între dușmanul personal și dușmanul cetății. În principiu, un dușman care, să zicem, un lucrător în Ministerul Educației și dorește să impună o astfel de lege, acestui dușman, deși trebuie să-l iubim, dar noi trebuie să-l ajutăm și să-l iubim ori schimbându-i intenții, ori dându-l afară din funcția pe care o are. Pentru că nu face nimic dacă îi întoarcem doar celălalt obraz. Spuneți, părinte, de acord cu mine. Să-l compătim. Mă iertați că poate țin și eu o conferință și v-a scrisit. Dacă aveți întrebări pentru cei care au vorbit, să ne rugăm vă rugăm să repuneți. Domnul Berecu, să dați și scrisoare. Scrisoare, dacă le citiți și le puteți anota și semna acum, dacă nu le luați și le citiți, anotați, semnați și le trimiteți, aduceți la recepție sau le trimiteți pe o adresă de mail care există pe o carte atașată scrisorii. Încă o dată, dacă sunt întrebări să fie puse, dacă nu, nu sunt pregătit să vă invit la masă, dar vă invit cu plăcere la un pahar de vin. Dacă sunt întrebări. Bucurie, mă bucur că mai am întâlnit. Doamne ajută! Mulțumim pentru inițiativă. Doamne ajută!